Asta mergem la safari. Avem aici morcov și salată pentru animale. Let's go! După ce am văzut lei, tigri, lame și multe alte lucruri, ne îndruntăm spre reptile. Broscuți albastre, interesant. Că zice? Dumnezeule, tocmai am văzut cel mai mare paianjen din viața mea live. Asta e un paianjen.
Asta doi băianjeni. Iguana de Fiji. Ok, dar unde e iguana? Ar fi un film horror. Ah, uite, iguana de Fiji. Damn, ce șmecher. Ar fi culmea ca toate animalele să scape deodată. Cred că m-aș sinucide eu singur. În loc să las pe altcineva să mă sinucidă, gen o mică țestoasă. Hey. Lagarto de colar. Ok, dar mi-e foarte, atât de bine camuflate animalele astea, că eu nu le văd. Și nu știu, nu cred că e aici. Hey. A, asta e hrana ei sau? Dami în sinea mea, eram acum într-o pădire, după cum am văzut un video, cu multe, multe, multe animale mici și periculoase. Vă dați seama dacă a scăpat toate deodată? Efectiv, m-au luat așa un pic căldurile și pielea de găină, doar gândindu-mă. Acum am găsit baia și mergem la baie, pentru că mereu mă duc la baie. Oh, damn! Crocodil! Foarte nemișcați. Să-mi scap acum camera acolo, ar fi ceva. Da, nu cred că aș mai recupera-o. Sau aș recupera-o, probabil, de la angajat. Nu mai avem morcovi așa? Yeah.
O galică. Care? Am luat un șarpe de care vor afla ceilalți când ajungem acasă. Aici! 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 Sincer să fiu, nu știu unde s-a terminat vlogul, care e ultima scenă, pentru că nu am început să le editez încă, dar am ajuns acasă, am făcut bagajele pentru că mâine dimineață mergem înapoi spre România. Baby. A fost o excursie destul de scurtă, dar doar pentru simplu fapt că a fost scurtă, avem o scuză nouă pentru a reveni cât mai repede înapoi. Pentru încă un safari. Ok, glumesc. Nu încă un safari. Vedem noi ce mai putem vizita. Inițial am vrut să mergem în Segovia, unde e o cetate și e un oraș vechi. Dar a nins și dacă ninge se închid toate străzile și dacă se închid toate străzile ne rămânem blocați și nu ne mai distrăm. Așa că am fost la safari. Și bine a fost. Bun, aproape gata de călătorie. Bagajul e acolo, rucsacul e aici. Atât. Ne punem telefonul încărcat și cam mai e. Noapte bună. Ne vedem dimineața. Yeah.